La Agenția pentru Știință și Memorie Militară a avut loc ceremonia de donare a primului lot de bunuri livrate Armatei Naționale prin intermediul instrumentului european pentru pace. Detaliile urmează. În anul 2021, Uniunea Europeană a lansat platforma de suport Instrumentul European pentru Pace. Și tot atunci, Consiliul European a aprobat prima tranșă de ajutor pentru sistemul de apărare a Republicii Moldova. Inițial, pachetul de asistență financiară a constituit 7 milioane de euro. Ulterior, acest suport a ajuns la suma de 87 de milioane de euro. Indiscutabil, decizia respectivă este o dovadă elocventă a contribuției Uniunii Europene la consolidarea capacităților de apărare și sporirea rezilienței țării noastre la provocările actuale de securitate. Sunt aici anume pentru a demonstra sprijinul nostru ferm pentru Republica Moldova. Sprijinul nostru, evident, nu poate fi doar ceva abstract. Vreau să prezint niște rezultate concrete, vizibile, tangibile. Totul ce probează cooperarea noastră în domeniul securității și apărării, am văzut aceste rezultate, le-am pipăit, noi chiar am putut să le cântărim în mână. Noi acum înmânăm acest prim lot de echipamente care este oferit prin intermediul instrumentului european pentru pace.